Au rămas doar patru! Nici nu pot să-mi imaginez cine așteaptă! Dar oare acești monștri care ne-au rămas sunt atât de fioroși ca și cei care deja i-am ales? Sau poate și imagini? Care e următorul? Următorul? Eu zic să fie 5. Ce-i acolo? Hai băieți, odată spuneți! Are 4 picioare și dinți ascuțiți. Și privire de șoim? Dar ce este sus acolo? Și eu vreau să văd! Are miros ca de rechin! Îl simte prada la 10 de kilometri! Haideți că deja mă țin grozit! Noi ne ascundem sau ne speriem unul pe altul? Ce e acolo, Matei? Mami, așteptăm să ne scrie abonații! Ceva din carton! Nu știu cum se zice... Și voi v-ați speriat de ceva din carton? Hai, spune odată! Sau abonații, v-ați dat seama? Toate, nu-i carton! E carton dog! Doamne! Acest dulap este perfect! Dar de ce? Veți afla puțin mai târziu! Dar până atunci... Vreau să salut abonații care ne scriu nou în comentarii! Vreau să vedem? Spre exemplu, Cătălin Alexandru, care ne scrie: hai cu partea a doua! Eva Emma ne scrie: vă ador, sunteți minunați! Și Cristina Alina Cupliu: foarte frumos și zâmbește! Valentina Media scrie: mie îmi place la nebunie challenge-ul! Cartoon Dog este un câine și foarte probabil că are fricile unui câine adevărat! De aceea m-am gândit eu că probabil se teme de tunete, ca și câinele! Dar voi oare cunoașteți ce frici au câinii? Câinii au un miros foarte puternic și am dat cu parfum prin dulăpioarele care sunt goale, să creadă că cineva stă acolo. E gol? Maria Rata ne scrie: vreau și partea a doua, dar și partea a treia. Ia să vedem ce mai avem aici. Un mesaj de la Antonio: sunteți cei mai tari youtuberi! Dacă vreți să vă salut și pe voi, lăsați comentarii frumoase! Eu plec în dulac! Mircea, dar tu de când te afli aici? De mult! Atunci trebuie să-mi caut alt dulac! Câinii se tem să meargă cu mașina! Și eu parchez aici în dulacul meu! Oare unde este cel dulap? Nici aici, poate acolo. Dar vă știți de ce se tem câinii? Scrieți-ne, dați-ne vreo idee! Ăsta! Pentru că eu știu de ce le este frică cel mai tare câinilor. Aici sunt haine care deja au fost îmbrăcate și el va simți mirosul uman de la o poștă. Trebuie un gol. Eu am intrat în dulapul unui medic, deoarece câinii se tem cel mai mult de medicul veterinar. Iată, eu am observat tunetele, fulgerile și alte fenomene ale naturii îi înspăimântă pe câini la nebunie și de aceea ei se ascund în coștile lor, uneori chiar și urlă. De aceea m-am pregătit. Ia uite aici. Când îi voi face odată un tunet și un trăsnet, nu se va mai apropia de dulapul meu. Dacă el deschide ușa, eu o să mă îmbrac în cabaler și o să mă lupt cu el. Probabil trebuie să schimb și eu pulmonul meu. Miroase de la el
Nu știu dacă parfumul ăsta a fost o idee bună. Ia să vedem unde v-ați ascuns! Miroasea mâncărică! Cum o mâncărică? Ce fiu de vorbă e asta? Noi ce, suntem mâncare? Oare Cartoon Dog este un câine dresat? Aici miroase a academie! Dar stai, nu este acadia! Este parfum! Cred că cineva s-a parfumat! Ia să văd, am dreptate sau nu? Probabil că mirosul meu este atât de puternic încât simt că aici a fost o persoană în luna trecută. O gustă nu chiar cine știe ce pe parfum. Data viitoare trebuie să fiu mai atentă. Ce ai zis? Atentă? Atentă? Dar ce? Cartoon Dog nu este băiat. Este o cățelușă. Nici în ruptul capului nu mă gândeam la așa ceva. Ideea mea cu dulapul și cu parfumul a funcționat. Mai am câteva dulapuri care la fel sunt parfumate. Nu m-am gândit! Puteam să o duc pe Ice. Este la fel neagră ca și Cartoon Dog. Și cu siguranță se împăcau. Acum ce să facem? Să ne prefacem noi câini? Au, 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 au! S-a auzit cineva? Voi credeți că noi cățelușii nu avem auz bun? Și credeți că noi nu putem desluși realul de fals? S-a auzit de undeva pe acolo! Ia să plec să văd! Probabil că pe Mircea l-a mâncat limba salată. Acuș, va urla! Ce se aude? Deja și urlete! Doar l-a intrat! Să vedem! Voi credeți că mă lăsați cu una pe două? Am pățit-o și eu ca și Mircea. Acum ce să fac? Să schelă! Of, tati! Tu prin gafa ta m-ai salvat pe mine. Acum salvează-te pe tine dacă poți. Și... Bună ziua, mâncărică mea! Vino în pace! Știi ce? Aici, în dulapul, îți spun un secret. Doar ca să nu mă mănânci. Sunt foarte multe gustările bune, bunicele și parfumate. Și poți zi unde? În ce dulapul? Cum? Tu să mă trebuie pe mine așa ceva? Cine să nu ai? Caută, miroase! Undeva pe acolo! Pe acolo, pe acolo! Opa, dulapul lui tati s-a deschis. Am o idee! Cartoon Dog are capul alb și cu pete negre? Este dalmațian? Nu știam! Trebuie să stau aici în liniște totală, să nu scot niciun sunet. Iată ce pățești dacă ai prea multe idei. Pasărea pe limba ei piere. Aici miroase a parfum, ca și cel de la primul dulapior. Doar că aici este și mai intens, și mai aromat. Probabil că cineva se află aici. Ia să te deschidem! Ce-a făcut Matei? Da, deschide, deschide! Dacă e intens, cu siguranță e acolo cineva! Vă place ideea mea? Aici e dropul lui tate! Aici este un miros incredibil de puternic! Cu siguranță se află o persoană! 3, 2, 1, deschid! Nu este nimeni!
super miros la super parfum. Da, Cartoon Dog. Eu nu sunt mutant. Eu sunt anul șobolanului. Nu mai pot să râs. Cine se râde acolo? Moare de râs. Dar după râs vine și plâns. S-a auzit undeva de aici un somn din acestuia. Ia să-l testez mirosul meu încă o dată. Și dacă miroase la parfum, nu o să mai scot. Oh-oh, ups, nu mai nu aici. Acum trebuie să vină ploița. Hai, deschide. Ia să ascult atent, mai râdem? Ce? Mami a căzut în propria ei capcană. Chiar ei nu pot să-și stăpânească emoțiile. Aha, ia ascult atent aici. Salvată în această rundă. Mașina! Mie nu plec mașinile! Nu plec claxonele! Dar stai! Dacă este mașină, înseamnă că este și om! Ia să vedem! Nu-i nimeni! Iarăși m-am păcălit! La ce m-am dus de acolo eu? Ce? Mai eri cu o singură șansă și l-a găsit doar pe tati. Sper să nu mă audă. Are un auz foarte bun. Păi cum să nu-ți fie frică dacă un monstru stă chiar aici la dulapul tău și imediat vrea să ți-l deschidă? Las că imediat ți-o fac. Ha, ia să-mi bag lăbuța acolo și să te scot din dulap. Ha, te-am prins. Ce e asta? Doctor! Și caută doctorul în dulapul acela. S-au încălcit toate iții aici. Oare va mai avea curajul să deschidă încă o dată dulapul? Eu sper că nu. În caz de ceva, mai am încă un halat pentru doctor. Veterinar. Urăsc acești veterinari! Cartoon Dog a plecat. Atât de simplu a scăpat de el. Și a ratat ultima lui șansă. Sau ei șansă. Tati, ai scăpat de pedeapsă. Și eu am scăpat ca prin urechile acului. Iar cineva zicea că îl deranjează ploile necontenite. Ba, uite că ajută uneori. Am scăpat cu toții. Hei, Matei, dar tu oare n-ai trișat? Ți-ai schimbat dulapul exact în timpul jocului. De fapt, nimeni nici măcar nu a interzis. Ce idee bună! Puteam și eu să fac așa. Eu, dragilor, am o presimțire. Iar presimțirea mea îmi spune că sub numărul 3 se află cel mai fioros monstru. Atunci nu deschidem pe 3. Ba, dimpotrivă, eu zic să-l deschidem pe cel mai fioros. Ca după aceea, de ceilalți, să nu mai temem! Ce logică stranie! Tati, hai deschide! Eu deschid!
Dar până atunci, să vedem ce cred abonații. Sub care număr se află cel mai fioros monstru? Sub 2, 3 sau 4? Eu cred că toți sunt furioși. Dar eu știu că aici ne mai așteaptă o surpriză. Nu cred! Eu nu cred! Eu nu cred! Așa și m-am gândit! Cel mai drastic scenariu, da? Ți-a trebuit să alegi cifra 3! Uite, ai și 4 și 2! Tati, ceva indicii! Ce este acolo? El este foarte, foarte, foarte mare! Și are supraputeri! Tot el poate să ajungă în casa oricui! Aha, și mai ales pe timp de noapte. Vine noaptea! Deși are vederea și auzul foarte slabe din cauza vârstei sale! Ce? Le vede și le aude pe toate. Cu siguranță acesta este cel mai, cel mai fioros dintre monștri. Melissa, nu mă întrerupe și dă-mi voie să spun până la capăt! Acesta, de fapt, este și surpriza întregului challenge. Pentru că este cel mai, cel mai fain personaj pe care îl știe omenirea. El nu e un monstru, ci e frica monștrilor. Da, este Moș Crăciun. Sau Moș Nicolae? Sau Moș Crăciun? Atunci eu mă voi ascunde în cel mai vizibil dulap, ca să mă găsească pe mine prima. De regulă, Moș Crăciun se ascunde de noi, dar noi n-am reușit niciodată să-l găsim. De această dată va fi totul invers. Noi va trebui să ne ascundem de el. Nu știu dacă ne va găsi, dar noi suntem foarte buni la asta. O, acest dulap o să-i placă la nebunie lui Moș Crăciun și o să-l atragă chiar aici. Deci eu intru în acest dulapior. Da, acest dulap este preferatul lui Moș Crăciun pentru că are costume de carnaval. Cu siguranță o să-i placă. Melissa face o greșeală foarte mare. Ea crede că Moș Crăciun îi va da cadouri celui pe care îl va găsi. Ba dimpotrivă, regula challenge-ului rămâne neschimbată. Cel care nu este găsit, acela și primește cadou, iar celălalt primește pedeapsă. Ionuț, vin dulapul ăsta! Aia și nu coșește, nu! Cu siguranță acest dulap lui Moș Crăciun nu-i place. Este adus din țările calde. Și nu-i place frig, iarna. Și de ce nu va veni aici niciodată? Dar eu sunt curioasă să văd cu cine va veni Moș Crăciun. Poate cu Reni, în sanie. Sau cine știe ce mijloc de transport mai are anul ăsta? Dar oare vom simți? Va fi frig când vine el! Mă picioarele! Am mers cu bicicleta! Vântul mi-a luat și căciula! Bicicleta! Bicicleta! Cine se mai plimbă cu bicicleta? Data viitoare, merg cu ruota! Dar ce-a venit eu aici să fac? Trebuie să-i găsesc pe toți. Moș Crăciun a renunțat la sanie și a trecut la bicicletă doar din cauza acestui cântec? Dar mie îmi place. Hei, cu autorul ăta, tropa, tropa, cât ne ține anvelopa. Eu astăzi am de gând să-i găsesc pe toți, de la stânga până la dreapta. Ce-am făcut? Cumva cineva este acolo? Ce-i acolo?
Văd că mușcăciul și-a pierdut ochelarii. Este foarte neatent. Nu vede. A dat un dulap jos. Aproape peste mine. Dulapul ăsta este destul de greu. Cu siguranță cineva acolo este. Ei, e cineva? Vine cineva tămar? Nu-i nimeni. De data aceasta mă bucur că nu l-am găsit pe mine în dulap. Deși e următorul dulap. Va fi, dar oare asta să ia în calcul că l-am dat jos întâmplător? Așa, mai am încă 3 șanse. Probabil, încălzirea globală i-a afectat memoria lui Moș Crăciun. El mai are încă 4 șanse, nu 3. Eu văd. Stai, unde m-am oprit eu? Care dulap l-am deschis? Eu să încerc pe asta. Ăsta e bun? Stai, văd ceva acolo. Da, te văd pe tine. Și încă 2 milioane de abonați. Apropo, m-ați așteptat? Mai aveți încă un pic și ajung. Dar nu uitați de fapte bune. Apropo, ce vreți anul ăsta să vă aducă vouă Moș Nicolae și Moș Crăciun? Scrieți în comentarii. Eu le voi citi și mă voi gândi pe care să le îndeplinesc. Deja minus 2 șanse. Unde am pus telefonul? Să-i scriu lui Moș Crăciun. Așa, ce-mi doresc eu anul ăsta? Dar a început să-i scriu lui Moș Nicolae. Așa, da. Matej, scrie și tu. Eu nu știu încă să scriu. Și eu tot sunt abonată la canalul familiei mele. Deci pot să scriu o dorință. Da, asta. Moșul e bătrân, dar aude bine. Trebuie numai să mă concentrez. Așa, cine vorbește? Dragii mei, voi ați văzut cât de mult ne-am străduit pentru acest challenge. Am construit dulapuri, am făcut în fiecare garderobă personalizată. Auzi ceva? Și am adus extrem de multe personaje foarte interesante. Oare toată asta nu merită o apreciere din partea voastră? Un like pentru noi contează foarte mult. Adevărat vorbește fata. Într-adevăr, cu cât mai mulți prieteni la un loc, cu atât este și mai interesant. Și tocmai de ce mă vor chema și ei mai des pe la ei. Iar eu, ca răsplată, voi merge cu sacul plin de bucurii pentru fiecare care va apăsa câte un like. Da! Gata! Moșul este aici! Și cât mai... Hai și afară! Cred că am vorbit prea tare. Așa-i prea tare! De să te îmbrățișeze, Moșul! Moșulică, eu știu că ești bucuros, dar puțin mai încet. Scuze, dar tu stai pe banca de rezervă. Să-i găsesc? Să-i vedem, să-i găsesc pe ceilalți. Opa, Moșulică are auz ascuțit, dar eu am o idee. Am zis eu că am un auz foarte fain. De aici s-a auzit cu siguranță de aici. Ce? Scoacă! Scoate din nas mucu. Am pierdut încă o șansă. Atunci, ce o să creadă copiii despre mine?
Păi ce? Nu știu o găsi? Ionuț, moșile că plânge. Se clătine în dulapul. Am găsit un dulap care se mișcă, dar el nu se mișcă în zadar, căci acolo se află cineva foarte energic. Ia să vedem! Arată 3, 2, 1 și... Salut! Salut! Ați adus ceva pentru noi? V-am adus câte o bici creată, iar eu mă duc cu rulota. Tropa, haideți cu mine! Ha! Dar moșulică, pe noi nu ne-ai găsit! Și nici pe tati! Ce ai pentru noi? Pentru voi am adus! Uite o căciuliță magică! Veți fi anul ăsta ajutorii mei! Și apropo, am o știre nu chiar bună pentru voi! Dar noi știm deja! Anul acesta nu vom avea zăpadă! Cine a spus asta? O glumă nereușită! Eu știu ce se află sub aceste numere. Băgați de seama! E foarte frumos!